Aici avem o ciupercă care se numește coada curcanului sau științific Trametes versicolor. Este o ciupercă medicinală care se folosește la ceaiuri. Crește toamna pe crengi uscate. Aici am găsit foarte, foarte multe, trebuie să colec și se folosește pentru ceai. Aici avem iară niște ciuperci coada curcanului. Cresc pe un trunchi mort. Iar de desubt arată ceva de genul acesta. E albă și are pori. Deci ceva de genul acesta trebuie să arate de desubt. Albă cu pori. Pori foarte, foarte mici. Iar deasupra trebuie să aibă o margine albă și multe liniuțe între. Aici avem încă un exemplu frumos de coada curcanului. Crește tot așa pe un trunchi, pe o buturugă. De ce nu arată? Iar de desubt, la fel este albă și crește mai multe straturi. De ce nu acesta?